Ai carte, ai parte. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa 5-a. Probabil vă amintiți de la istorie că de mult, în vremuri străvechi, oamenii erau vânători și culegători. Pentru a-și asigura supraviețuirea și a-și îmbunătăți condițiile de viață, oamenii au fost interesați să descopere și să creeze lucruri noi. Astfel, au apărut primele îndeletniciri care le permiteau oamenilor să aibă hrană. Acestea erau diferite de meseriile din zilele noastre. Nici școlile nu erau așa cum le știm noi, nici profesorii, manualele sau caietele. Copiii învățau în familie sau unii de la alții. Lumea era diferită de cea în care trăim noi azi. Tot la istorie ați învățat că primele școli au apărut pe lângă temple și mai apoi pe lângă biserici. În timp, școlile au evoluat, sunt mai atractive, oferă mai multe oportunități elevilor, iar până la școala online a fost un pas de aproximativ 5.000 de ani. Dar hai să vedem cum a apărut școala modernă. Există multe personalități care și-au adus contribuția la dezvoltarea educației. Comenius este un nume cunoscut. A fost un mare pedagog interesat de evoluția educației. El este cel care a introdus ideea organizării școlii pe ani de studiu. Ideea lui s-a păstrat până în zilele noastre. Astfel și acum există acest mod de organizare, de la învățământul preșcolar la cel primar, gimnazial, liceal și universitar. Și voi ați fost la grădiniță de la 3 la 6 ani, apoi cu doamna învățătoare ați parcurs clasa pregătitoare până în clasa 4, adică învățământul primar. Acum sunteți în clasa 5, iar până în clasa 8 veți fi în gimnaziu. Din clasa 9 veți merge la liceu până în clasa 12. Apoi, unii dintre voi veți merge la facultate pentru 3 sau 6 ani. De exemplu, facultatea de medicină, care este foarte grea și care te ajută să devii medic, are cea mai lungă durată, de 6 ani, dar cele mai multe facultăți durează 3 ani. Puteți calcula câți ani petrece un copil la școală în total până termină liceul? Dar până termină facultatea? Dar oare știați că prima școală din România a fost deschisă la Brașov? Școala se află în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae. Aici au avut loc primele cursuri de limba română. Astăzi este muzeu, denumit Muzeul Prima Școală Românească. Cu siguranță îți pui des întrebarea: de ce trebuie să merg la școală sau la ce mă ajută școala? Probabil mulți dintre voi se gândesc să răspundă pentru că este obligatoriu sau pentru că mă trimit părinții sau poate ca să iau note bune. Și aceste răspunsuri sunt corecte, dar hai să vedem ce îți oferă școala pe termen lung. Școala te ajută să descoperi lucruri interesante și să înțelegi lumea în care trăim. Școala te ajută să înveți să comunici, să îți exprimi ideile sau opiniile. Școala este locul special în care se leagă cele mai frumoase și mai trainice prietenii. Dar poate cel mai important lucru e acela că școala te ajută să devii ceea ce îți dorești. Disciplinele de studiu îți oferă ocazii minunate de a învăța diverse lucruri și a descoperi ceea ce te atrage cel mai mult. Călătorești în timp datorită istoriei, îți exprimi ideile și comunici cu ceilalți datorită limbii române sau a celor străine, explorezi lumea interesantă a numerelor prin matematică, călătorești în medii geografice și medii naturale diverse datorită geografiei și biologiei, observi frumosul și îți dezvolți pasiunile datorită artelor și te menții într-o formă fizică excelentă datorită... Da, ai ghicit! Sportului.
Probabil unele discipline îți plac mai mult, iar altele mai puțin. Nu este o problemă dacă nu preferi toate disciplinele, este firesc să avem preferințe. Important este să fii atras de acele discipline care să-ți stârnească interesul și curiozitatea. Acest lucru te va ajuta în alegerea unei meserii, deoarece învățăm mult mai repede și ușor lucrurile care ne fac plăcere. Acum este timpul pentru o provocare. Imaginează-ți că mergi într-o misiune pe o altă planetă cu scopul de a construi o școală pentru copiii de acolo. Cum i-ai convinge pe copii să vină la școală? Realizează cu un grup de 4 colegi un poster al unei campanii pentru a încuraja copiii să vină la școală. Sau, tot în grup cu colegii tăi, poți crea un filmuleț scurt prin care să transmiți mesaje convingătoare care să-i aducă pe copii la școala construită de tine. Mult succes! Știai că mulți copii din lume nu sunt la fel de norocoși ca tine? 263 de milioane de copii din întreaga lume nu merg la școală. Motivele pentru care copiii nu merg la școală în unele țări ale lumii sunt următoarele. Pentru că nu există școli. Sau trăiesc în zone de război. Nu sunt suficienți profesori. Sau din cauza sărăciei. Trebuie să muncească. Sau pentru că sunt fete. De exemplu, în Somalia, o țară din Africa, doar 38% dintre fete merg la școală. Adică, aproximativ 4 din 10 fete învață în școală. Ce crezi că se întâmplă cu copiii care nu merg la școală? Ce meserii crezi că vor avea acești copii dacă nu merg la școală? Sau merg, dar foarte puțin? Discută cu colegii tăi. Ia un interviu unui părinte, unui bunic, fratelui sau surorii tale, dacă ai. De asemenea, ia un interviu unui prieten bun de-al tău. Poți folosi întrebările următoare sau poți adăuga altele. Care crezi că a fost scopul inventării școlii? Majoritatea oamenilor consideră că educația este importantă. Tu ce crezi? Părinții își doresc ca noi să reușim la școală. Oare de ce își doresc acest lucru? Notează pe o foaie întrebările pe care le vei adresa, iar răspunsurile primite de la fiecare, notează-le sub fiecare întrebare. Compară răspunsurile primite și prezintă rezultatele colegilor tăi într-o oră următoare. Succes! Un vechi proverb românesc spune așa: ai carte, ai parte. Ție ce îți sugerează acest proverb? Discută cu colegii tăi.